Mintea lui Jimmy. O zi bolnavă. O regulă, vine Robin, cum arăt? Ai o personalitate grozavă. Ați auzit ce se întâmplă? Vor să desfințeze trenulețul Dolly cea zâmbăreață. Regret, Dolly, de acolo ți vine numele. Păi sunt sigură că noua cursă Dolly va fi mai mare, mai frumoasă. Vor amplasa un magazin de alimente. Ce? Ei, poate că în sfârșit vor scăpa de zăvoarele în formă de canin. Ce? Ce-am spus? Am făcut fotografii acolo în fiecare an de ziua mea, de când aveam 6 ani. Și mi-am pus gumă în pantofi ca să am mărimea potrivită. Îmi amintesc și eu, atât m-ai pus să mestec că am ajuns la doctor. Aș vrea să mă mai dau o ultimă dată, însă se închide mâine. Iar eu voi fi aici la școală. Păi, nu-i nevoie, ai 7 perioade de studiu mâine. Ai violoncel lunea și miercurea, basket marțea și joia, iar vineri e liber. De unde știi asta? Nu contează, important e că poți chiuli de la școală. Tu nu gândești? Dacă ne prinde, eu trebuie să studiez pentru testul la franceză. Vezi, sunt complet ocupată, de la 6 dimineața până la 7 după masă. De ce îți faci griji? Adică, ai note așa de bune că poți face tot ce vrei. Trăiește și tu momentul. Bine, așa voi face. Am să trăiesc puțin. Liber. Grozav, ne întâlnim. Adică, nu genul de întâlnire în care ne sărutăm. O întâlnire non-sărut. Accept. Ce, arăt bine, vesel, zâmbăreț, pot veni? Acum ne trebuie un plan. Știu. Păstrez asta de luni de zile pentru astfel de ocazie. Bem fiecare câteva bucăți și îi păcălim pe tot să creadă că suntem bolnavi. Minunat! Bun, e rândul vostru. Aveți și voi? Bine, beau eu. Nu e bine, fiule. Nu-mi dau seama ce temperatură ai. De mi-aș aminti ce am făcut cu lentilele de contact. M-am uitat aseară la un film despre un câine departe de casă și mi s-au iritat puțin ochii. Oh, exact. Le-am pus într-un pahar cu apă, la fel ca acesta. Oh. Cred că pot merge la școală, tată. Educația e totul pentru mine. Stai în pat astăzi și odihnește-te, băiete. Ianții zboară pe planeta ei natală, iar eu trebuie să merg la școală, dar mă întorc la 4 fix. Videotelefon de la mama. Videotelefon de la mama. Hă? Nu, mai la stânga. Jimmy, am auzit că ești bolnav. Să-mi anulez zborul? Mamă, nu, nu! Cucoană, mergi sau nu? Avem alții care așteaptă la coadă. Tata se întoarce la 4. Probabil că... am să dorm până atunci. Bine, atunci, dacă așa crezi, fă-te bine. Bun, odihnește-te, băiete. Vești grozave, săculeț. Jimmy va fi bolnav la pat toată ziua. Acum e momentul perfect să-l duc pe Jimbotron la școală în locul lui. Da, va aduna date și va calcula când îi pot fura creierul lui Jimmy. Ce? Să iau creierul azi? Ce, glumești? Jimmy e bolnav, nu vreau să stau lângă un creier bolnav. Ai pus vreodată un creier să ia pilule? Hm? Nu contează, fiindcă planul acesta nu poate da greș. Jimbotronul e atât de real încât nimeni nu va bănui nimic. Perfecțiune. Intră. Ești gata să mergem? Desigur. Ne m-ați fi văzut. A fost greu să păcălesc pe bunica, dar când am vomitat a 10-a oară am păcălit-o. N-ar fi trebuit să bei lapte la acela stricat. Nu arăți deloc bine, să știi. Chiar și poștașul crede că-s bolnav.
avem noi aici? Chiuliți cumva? Oh, nu, mergeam să iau puțin aer curat. Iar geanta asta e... Când o să-i spun lui tata, te va pedepsi un întreg an marțian. Adică 2,2 ani pământeni. Ianzi, am să fac orice-mi spui. Am să-ți dau jos pielea uscată, orice, te rog. Va fi nevoie de mult mai mult să-mi cumperi tăcerea. Pentru început vreau să... Festivalul muzical Rockerul? Și sunt pentru astăzi. I-ai spus tatei că vei zbura acasă? Nu sunt ale mele. Ce să fac cu două bilete? Sunt doar una. Ești gata de rockerul? Bine, îți cumpăr afurisitele alea de bilete, dar apoi suntem chit. S-a zis cu planul tău, piticule. Ce? Tocmai s-a închis azi dimineață. Vestea cea bună e că parcul a scăzut prețul la apa îmbuteliată la $14. Ce faceți, prieteni? Să facem niște activități școlare tipice. Cine e ăsta? Sunt eu, Jimmy. Eu, Roberts. Vedeți, am păr și un tricou. Tu nu ești Jimmy? Da! Dacă nu sunt Jimmy, de ce am furat tricoul lui Jimmy? Oh, copiii ăștia sunt mai greu de păcălit decât credeam. Oh, cineva o să muște. Jimmy? Deci, totuși ai hotărât să vii la școală, ha? Bună, domnule Roberts. Adică tata lui Jimmy. Adică propriul meu tată biologic. Ești absolut incredibil. Abia reușești să vorbești și totuși vii la școală. Să mergem puțin în biroul meu. Nu, mulțumesc. Prefer să mă întâlnesc cu gașca mea. E important, fiule. Oh, ești rece ca gheața. Cu excepția aerului cald care iese. Îmi pare rău, trebuia să verific. Știam eu, ăsta e un semn. M-am aliat cu tine și prietenii tăi delicvenți. Ce urmează? Pantaloni rupți? Rap? Sărituri în piscină? Ei, puștule, trebuie să o salvezi. Se comportă ca o lunatică de 50 de ani. Dar are atâta minte că și-a ieșit din minte. Zing! Oh, Jimmy, ce păcat! Robin nu voia decât să se distreze. Ei, dar ce poate să mai facă Dolly? Totul se află deja în depozitele Apple Day. Asta e. Dacă nu putem merge cu trenul, îl aducem aici. Ce vrei să spui? Creierul meu îl știe pe pasnicul de la depozit. Mike și Ianții ne vor duce cu camioneta lui Mike. Încărcăm totul și îl aducem aici. Și de ce am face asta? Poate fiindcă vă sunt dator. Pornesc motorul. E cea mai trăznită idee pe care am auzit-o vreodată. Sunt mândru de tine. Am ajuns? Mi-e foarte frig. Jimmy, îmi pare rău. Am ratat deja o oră și 50 de minute de studiu. Haide, încă o oră. Cred că știu de ce te-ai îmbolnăvit, Jimmy. Tată, nu sunt bolnav. Mă simt bine. 9, 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
și piele, etc. Din când în când avem cu toții nevoie de o zi liberă. Și asta vom face noi, împreună! Nu, mersi, am planurile mele. Haide, fiule, te simt mai aproape ca oricând. În sfârșit, observ că mă regăsesc în tine. Bine, tată, dar fără înot. Așa, băiete, haide! Fă un pas. Așa. Îți place? Bine. Cum ai făcut toate astea? A fost ajutat de prietenul meu super puternic. Acum pot să-mi dau asta jos. Fă cum vrei. Mergem? Parcă aș avea iar 12 ani.
Așteptați-l pe Craig! Am cărat chestia asta 40 de kilometri, o să mă dau odată. Mike? Tura viitoare, scumpă. E bun. Stai, poate ar trebui mai întâi să o testăm. Of, Robin, n-am chiulit de la școală ca să facem teste. Totuși, nu sunt sigură că vrem să fim... Nu pot să cred! E fantastic! Cred că trebuie să mă dau jos. Cred că trebuie să mă prefac că vomit. Craig, recunoaște, ești bolnav. Vrei să mă prefac peste tine? Bine, bine, pun frână. S-a rupt. Aici ai murdărit în toate camerele, bună treabă. Renulețul Goliud nu poate fi tras la răspundere pentru pasagerii cu stomac nerezistent. Uite, scrie pe bilet. Mai, ajutor! N-are rost, după ce se transformă doarme 3 zile. Nu, tu ai să o pățești rău de tot. Toți o să pățim rău de tot. Voi fi pedepsită până la 40 de ani. De ce te-am ascultat? Ți-am văzut eu carnetul. E plin de 9 pe 10. Ești o influență proastă, iar acum și eu sunt. Nu, tu nu ești. Nu va afla nimeni niciodată ce am făcut. Jimmy, alo, răspunde la videotelefon. Răspunde la videotelefon. Jimmy, o să ne prindă. Îmi vor lua ora anuală de televizor și voiam să mă uit la un documentar despre tratarea apei menajere. Bine, calmează-te. Jimmy? Jimmy, unde ești? Îmi era puțin cald și am ieșit pe afară. Iar acum, uite, tremuri. Intră în casă și ia 2 aspirine. Nu trebuie să stai în fața unui apus de soare minunat. Da, bine, așa am să fac, mamă. Fă-te bine, botic. Era cât pe ce. Wow, e super! Tu de ce te bucuri așa? Cred că trenulețele sunt leacul contra laptelui stricat. Teoria mea e că microbilor li s-a făcut rău și au cedat. Nu că aș fi fost bolnav. Trebuie să oprim chestia asta. Nicio grijă, tata va apărea pe la ora 4. Ne ajută el. Hei, Jimmy, a fost o zi grozavă. Tată, înainte de a intra, trebuie să-ți spun ceva ce-am vrut dintotdeauna să-i spun tatălui meu, tu. Dar n-am avut curaj. Te iubesc. Hei, haide, haide, și eu te iubesc. Hei, cine vrea să meargă în excursie în weekend cu barca pe lac, hă? Eu. Stai. Cred că cineva a lăsat televizorul pornit. Vreun documentar despre trenulețe. Hai, amice! Ce faci? Studiez puțin. Poftim? Nu ți-e clar? Niciodată nu te-a plăcut. Nici asta nu-i plăcea. Robin nici măcar n-a vrut să vină după trenuleț. Voia să învețe. Îți face doar pe plac. Nu-i adevărat? Eu cred că e adevărat, Robin.
Ți-am construit trenulețul tău preferat în casa mea. Vei fi singura care te vei plimba cu el vreodată și nici nu te interesează. În schimb, înveți pentru un test stupid la franceză. Robin, te afli aici. Bucură-te de asta. Ai dreptate, Jimmy. Am să mă simt bine. De asta urăsc eu cărțile. Russian floss free. S-a întâmplat pe urmă, unchiule Tax? Au coborât vreodată de pe trenuleț? Păi, povestea a continuat astfel, prietene cu colți. Jimmy și Robin au petrecut următoarele 48 de ore distrându-se de minune. Au învățat toate notele cântecului. De trei ore din spală. Studiat toate exponatele artistice din calea lor, apreciind artiștii și designerii care le făcuseră. Wow! Ai văzut cum au făcut umbrele cariilor? Super! Și au studiat totul îndeamănunt. Știi, când te afli într-un trenuleț mai mult de o zi, ai ocazia să vezi cum e construit. Foarte instabil! Mi se pare că totul stă în ciurubul acela. Încercăm? Da! Da! Bine! Și astfel au coborât din groaznicul trenuleț, da! Oh, Cluco știe asta! E chiar aici! Că bine spui, Goli! Și nu sunt unchiul tău! Videotelefon de la mama. Videotelefon de la mama. Bună, mamă. Mi-am făcut grijă, așa că m-am întors la Beta Centauri. Vin în 10 minute. Oh, nu trebuie să faci asta. Nici o problemă, sunt foarte, foarte aproape. Hei, îndreaptă camera în jos să vezi casa din spațiu. Șinele. Haide! Mamă, sunt aici cu Mike, prietenul meu. Când am auzit că Jimmy e bolnav, l-am invitat ca să profităm de situație. Și am distrus casa. Și ai face bine să nu-l duci acasă la părinții săi strict și să le spui totul. Stai, ce? Mami! Mă ocup mai târziu de tine, domnișoară. Voi sta la discuții cu doctorul și doamna Licantropovici. Îți rămân dator. De data asta. Haide. Robin, îmi pare rău. Nu-i nimic. Vom avea amintiri grozave. Și când ne va trece amețeala, le vom avea din ce în ce mai frumoase. Regret că n-ai putut învăța la franceză. Eh, nu poți avea totul. Vești grozave, Jimmy! Nu mi-au închis trenulețul pentru că nu plăcea lumii. L-au închis pentru că era periculos. Sunt sigură că le-au închis și pe cele din Hollywood, Tokyo, Addis Ababa și din Paris. Paris? Stai puțin, voi știți franceză? Oui, oui, monsieur. Robin, cred că ți-am găsit profesorul de franceză. Tradu, nu lăsa școala să-ți fie obstacol în calea educației. Oh, ne lase jem votre instruction entre un a... A votre education. A votre education. Hei, foarte bine! Craig, ce faci? Glumești? Nici nu trebuie stat la coadă. Craig, haide!